Bun, în acest guvern, guvernul ăsta e condus nu doar de PSD și de premierul Ciolacu de la PSD, ci și de PNL. Văd că de unde PNL-ul avea o atitudine mai degrabă reactivă, adică răspundea la întrebări atunci când îi se puneau în legătură cu relația cu dumneavoastră, pare că a preluat cumva ofensiva. Mă uitam că liderul PNL București, Sebastian Burduja, spune că nu v-ar da notă de trecere, că Bucureștiul poate și merită mai mult. S-a tot propus de câteva ori ca fiind un candidat bun al PNL-ului pentru primăria capitalei. Vedeți aici o luptă, un conflict? Bun, din nou trebuie să separăm administrativ de politic. Administrativ am avut o relație foarte bună cu PNL-ul, așa cum am avut-o cu USR-ul și cu PMP-ul în tot acest mandat. Am avut, săptămâna trecută am avut două ședințe de Consiliu General care au decurs foarte bine. Deci pe partea administrativă colaborăm. Evident că în plan politic fiecare din partide încearcă să-și maximizeze șansele pe care le are la viitoarele alegeri, în cazul nostru alegerile locale din București. Toate astea sunt declarații politice, bucureștenii sunt, eu invit să le cerceteze pe fiecare dintre ele, să vadă care e opțiunea cea mai bună, e absolut democratic. Bun, dar mă referam mai degrabă la susținerea pe care v-ar da-o sau nu v-ar da-o PNL-ul în aceste alegeri pentru primăria capitalei, că văd că din declarațiile liderilor cel puțin ne-am îndepărtat de această variantă, ca PNL-ul să vă mai susțină. Același Burduja zicea, domnule, i s-a dat la un moment dat un cec în alb, asta nu înseamnă cumva că trebuie continuat pe linia asta. Da, noi am avut tot timpul, spun același lucru, noi avem în istorie anul 2020, când la presiunea publicului de dreapta sătul de guvernarea PSD Firea, partidele de dreapta au ajuns să facă o înțelegere în București și a câștigat dreapta Bucureștiul și avem momentul nefericit 2016 când partidele de dreapta împreună aveau mai mult decât PSD-ul, dar nu s-au unit și a câștigat Gabriela Firea. Noi tot timpul suntem în această paradigmă pentru București și acum suntem destul de departe de momentul alegerilor și partidele, strategia pentru locale e cumva privită împreună cu strategia pentru parlamentare, pentru prezidențiale. Deci eu cred că încă suntem departe de momentul în care decizia este luată și eu am speranța că o să existe înțelegerea în fiecare din partidele de dreapta să se ajungă la un candidat unic. Bun, dar deosebirea față de 2016, domnule primar, este că atunci nu exista această coaliție PNL-PSD. Ori acum, în această colaborare, cine știe, e posibil, nu, ca PNL-ul care vrea neapărat să aibă candidat propriu, de fapt să-și ajute în felul ăsta PSD-ul. Pentru că e clar că spargerea în mai mulți candidați poate să-l favorizeze pe unul, decât dacă s-ar uni mai mulți în spatele dumneavoastră, de pildă. Da, coaliția PNL-PSD există la nivel administrativ. La nivel administrativ și național, așa cum coaliția PNL-USR-PMP există la nivel administrativ, la nivel local. Asta din declarațiile pe care le-a făcut PNL-ul, în mod oficial, înțeleg că dumnealor nu vor să meargă într-o coaliție politică cu PSD-ul la rândul de alegeri care vor fi anul viitor. Și atunci pot să-mi păstrez optimismul că se va ajunge la o formulă în care o să avem un candidat unic de dreapta. Nu, dar participăm cu un candidat propriu și în momentul de față nu există niciunul cu șanse reale, nu vor face decât să disipeze, să risipească voturile, practic. Să împrăștie foarte mult voturile. Repet, eu cred că suntem încă departe de momentul la care s-a luat decizia finală. Va conta foarte mult ce vor spune bucureștenii la alegerile europarlamentare. Va conta pe măsură că e absolut firesc ca oamenii să devină interesați de alegeri pe măsură ce ele se apropie. Conta foarte mult reacția publicului în momentul în care alegerile locale se vor apropia și cred că
Există o maturitate politică pentru ca decizia să fie luată în acord cu electoratul. Mai e Gabriela Firea o amenințare în acest moment pentru dumneavoastră? La cum s-au conturat ultimele luni? Nu m-am preocupat foarte mult de scandalul Gabriela Firea. Ea a fost un primar foarte slab, de 4 ani. După un alt primar PSD-ist de 8 ani, Sorin Oprescu. Da. Deci faptul că noi am preluat un sistem de încălzire centralizată practic în faliment, un STB aproape în faliment, primăria în faliment, se datorează acestor doi primari, dar care nu au venit singur, ci au venit ca reprezentanța unui partid care i-a sprijinit în Consiliul General, inclusiv prin aprobarea bugetului. Deci eu cred că bucureștenii majoritari înțeleg că toată această perioadă 2008-2020 în care Bucureștiul a regresat față de alte orașe din România, în special cele din vestul țării, vine dintr-o alegere nefericită a partidului care a condus Bucureștiul PSD. Da. Până la alegeri mai e, vom vedea și în ce configurație se vor ține, dacă cele locale se vor lipi de altele, așa cum sunt planurile în coaliție în acest moment. Mulțumesc foarte mult, Nicușor Dan, primarul general.